Primarul comunei Alba Taion, Dumitru, ne-a declarat că cei doi jucători nu și-au mai primit salariile pe ultimele luni, conducerea celor de la FC Argeș refuzând să-i mai plătească. Pentru acest lucru, se pare că cei de la Girom Albota se vor duce și la Federație, la Comisia de Litigii, pentru că nu li se pare un lucru normal ce au făcut. S-au întors săracii fără salarii, n-am mai vrut să le dea salariile pe ultimele două luni, rușinos, o mizerie. Le-am dat noi salariile, le-a dat domnul Obrigan salariile, pentru că asta este viața. Și să ai pretenții să te legi de blazonul FC Argeș și tu să nu plătești salariile, știam că se va întâmpla așa, am fost anunțați, e treaba dumnealor, e rușinos. Eu cred că domnul Obrigan îi va duce, că dumnealui e patronul echipei, îi va duce la federație, la comisia de litigii, dar e rușinos. Cei doi jucători au șanse mari să evolueze în prima ligă. Oala se află deja în cantonament cu Rapidul în Austria, fiind în probe, iar Ionescu se pare că este torit tot de echipe din primul eșalon fotbalistic.